Slăviți să fie Domnul! Amin. Aș vrea cei care se pot, care n-au copii în brață, să se ridice ca să citesc câteva versete. Roman, capitolul 6, versetul 3, începem. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Amin. Vă rugăm, preocupați-vă locurile. S-ar putea, în adunarea aceasta, unii să fie total străin de ce se întâmplă și curioși. Vrem să explicăm, dar ce se întâmplă astăzi? Botezul. Unii au văzut botezul la copii mici în cristelniță, alții au mai participat și la alte botezuri. De fapt, botezul are două părți distincte. Una e doar simbolică și una e practică. Partea simbolică. O să vedeți îndată când frață păstor, eu, acești doi candidați, îi pun să-și mărturisească credința și îi cufund în apă. Asta înseamnă botez, cufundat. Asta înseamnă că odată cu acea afundare a lor, în mod simbolic, ei lasă în urmă tot trecutul lor. Tot ce a fost rău în viața lor, ei mor împreună cu Hristos. Când îi ridică din apă, spune Pavel, ei au înviat la o viață nouă împreună cu Hristos. Doamne ajută! Amin. Apa asta e foarte importantă. Încep 1, 2, 3, sunt trei marturi, încep. Tatăl, Cuvântul și Duhul. Pe pământ sunt trei marturi. Apa, sângele și Duhul. În ziua judecății, la procesul care se va face, apa va fi un martor. Apa asta e un hotar. Apa e un hotar. Desparte două stări. Desparte trecutul de viitor. Un trecut așa, cum a fost el, eu nu știu ce trecut ați avut voi, eu știu eu cum am fost. Dar știu că Dumnezeu a vrut odată să pedepsească lumea veche. Era o lume păcătoasă, toate păcatele le făceau. Gândul era îndreptat numai la rău și Dumnezeu a spus, trebuie să fac altă lume, nu-i bună lumea asta. Și eu pedepsit cu un potop de apă. Ați auzit ce potopul noi? Da? O omorât pe toți oameni, dar nu pe toți. 8 oameni care erau buni au scăpat. Noi cu nevasta, Set, Ham, Iafet și nevestele, și ăștia 8 oameni au trecut prin apă și au ajuns într-o lume nouă, au zidit un altar, au adus jertfe Domnului. Ăsta e simbolul botezului. Trecerea asta prin apă nu e invenția omului, e gândul lui Dumnezeu. Erau evrei robi în Egipt, în Gosen erau robii aspre. Tot în ziua frământau și făceau cărămizi și copiii de parte bărbătească i-aruncau în Nil. Așa erau niște lei de azi. Și Dumnezeu a spus, măi, scot din robie, măi, îi scot din robie și îi duc într-o țară binecuvântată. Știți cum i-a scos Dumnezeu? I-a trecut prin Marea Roșie, i-a trecut prin apă, i-a botezat. Doar și astăzi sunt oameni rob păcatul. Am întâlnit unii niște bărbați de 100 și ceva de chili, numai muștit, nu se poate lăsa de țigară, domnule. Îi rog la atât ca țigară, nu se poate lăsa. Alt om cu minte, cu facultate, masterat, doctorat, nu se poate lăsa de înjurătură. Tot îi vine să înjuri, tot îți dă și tigură. Măi, dar pe atâta pregătire, robește asta. Unul are pe de o nevastă frumoasă acasă, de numai. Și nu se poate până nu se uită după alta. Știi ce?
Ăsta e o robie. Și oamenii sunt robi păcatului. Ei, dar Dumnezeu vrea să ne scoată de robia asta. Și mulțumim Domnului pentru asta. Noi avem acolo, în partea Bucovinei, un profet. Dumnezeu vorbește prin el. Îl cheamă fratele Moloc, ce spunem noi, bătrân. Locțintorul comandantului de poliție s-a dus, s-a pocăit și s-a dus la el la rugăciune, cum se roagă pocăință. Dar l-a luat și pe comandantul poliției, nepocăit. Și se duc acolo, se uită bătrânul la comandant și spune: mă, ești așa de bolnav, rinichi-ți în pioneză, ai dureri de rinichi, te doare ficatul, ai o femeie așa frumoasă acasă, ce-ți mai trebuie alte femeie? Un moșneac de la țară. Ăla dită mai aici. Domnule, dar de unde știi ăsta? Păi, eu descoperit Domnul. Asta e o robie de care oamenii nu pot să scapă. Uite, așa erau robi în Egipt. Și Dumnezeu a spus, îi duc în Canaan, acolo, țară, liber, curge lapte și miere. Dar i-a trecut prin apă, i-a botezat. Arată în Sfânta Scriptură de un om tare cu datinele și obiceiurile strămoșești era el. Ținea la legea aceea, dar rău. O luat de niște lanțuri, niște cătușe, scrisori de acreditare, o plecat în Damasc, dacă prinde creștini, se bage în bușcărie. Numai că pe drum, pe Damasc, s-a întâlnit cu Hristos. Așa de tare aș vrea ca toți de ei să ne întâlnim azi cu Hristos. Amin. Nu mâine, azi, că mâine și-ar putea să fie târziu. În localitatea Salcea, când treci drumul la Prilipca, o femeie trece strada. Era cu mașina și nu a fost atentă la barieră și-a prins trenul și-a omorât. Eu am fost la mormântare. O omorât-o și pe ea și fetița. Nu e vorba de familia Ghera, sunt multe moarte din mai înainte. Eu eram acolo. Bărbatul era nipocăit. Eu predicam Evanghelia cu o grada plină de oameni, plâns, durere. La un moment dat, înainte de a-o da în groapă, el era pus așa cu fetița alături, avea Biblia pusă la cap, bărbatul a luat Biblia, a început a plânge și îi spunea la moarte: dă-mi Biblia asta, că după asta eu vreau să mă pocăiesc. Eu am apreciat, dar mă gândeam, dar de ce nu a făcut asta mai înainte? De aceea pocăința trebuie astăzi, nu mâine. Domnul să ne ajute la asta. Amin. Și omul ăsta rău care s-a dus la Damasc s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și acum ce-a făcut Dumnezeu? I-a spus: Pavel, trebuie să te botezi. Ananie spunea: și acum ce stai? Scoală-te, primești botezul și fii iertat de păcatele tale. S-a botezat Pavel, dar de aici încolo a fost alt om. A fost Sfântul Apostol, care-i pus în calendare, canonizat. A fost un sfânt, dar a trebuit să treacă prin apa. Și apa asta a despărțit firea lui veche de preocupările de noi. Mai dau un exemplu, tot din ăsta. De la împărăteasa Cantacea din Etiopia, a venit ministrul de finanță. A mers la Ierusalim ca să se roage. Dar legea nu-i lăsa pe străini să intre în locul sfânt. Ei aveau așa o curte, curtea pentru străini. Dar pe dânsul nu-l lăsa nici acolo să intre, el era famen. Și famenul nu avea voie să intre acolo. Și a venit omul ăsta, chilombietre, cu cămini, cu caravana, cum a venit el, și nu l-a lăsat să se închine, să se roage. A stat acolo după un zi, și a plâns el, nu știu ce-a făcut acolo. Și acum merge înapoi. Dar Dumnezeu, care cunoaște inima, a trimis un înger și a spus: Filip, du-te, ajunge pe omul ăsta, explică ceva. El citea din cartea Isaia. Și când citea și vorbea, omul ăsta spune: uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Păi le spune: mă, dacă vreți, te putem boteza. O oprit și l-a botezat și famenul a plecat plin de bucurie. Ceea ce nu l-a lăsat legea, l-a lăsat harul. Și mulțumim Domnului pentru har. Uite cum am trebuit de apa. Ce mă împiedică să vă botezați? Ce de merit? Unul spune: Doamne, te rog frumos, eu sunt botezat.
Poate. Doar în Biblie scrie că un singur botez. Da, așa scrie. Numai că înainte de botezul în apă, trebuie câteva lucruri să le ai. Botezul e precedat de câteva lucruri. De care lucruri? Predică Apostolul Petru, la Ierusalim, predică frumos. Cei ce au auzit cuvântarea asta lui Petru, spune în Fapte 2 cu 3, 7, au rămas strâmpuși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți, fraților, ce să facem? Acum le spune Petru, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat spre iertarea păcatului. Înainte de botez, Petru a spus că trebuie pocăință. Eu pe voi nu vă cunosc. Dacă aș ști că nu sunteți pocăiți, îți spun să nu vă botez. Dar eu au spus că sunteți pocăiți. Că înainte de botez trebuie pocăință. Noi nu botezăm în apă oameni nepocăiți. Dar ce înseamnă pocăință? Unii spun, măi, pocăința e de la americani. Alții spun, nu, a venit din Siberia, de la ruși. Nu, oameni buni, pocăința e venită din cer. Când a venit Hristos, Fiul lui Dumnezeu, când Hristos a născut pe pământ, nu să avem noi Crăciun și Paști și sărbători, nu de asta. El a venit ca să ne aducă nouă pocăința și ne-a arătat cum e pocăința. Ce-i pocăință? Hai să vă spun ce nu-i pocăință. Seamănă cu pocăință, dar nu-i pocăință. De exemplu, un regret, o părere de rău, seamănă cu pocăința, dar mai trebuie ceva. Nu-i pocăință. Că eu am văzut oameni care au greșit, au plâns și mâine iar au făcut. Apoi, nu-i pocăință. Nici o recunoaște. Recunosc că am făcut eu, măi, s-o pocăit. O recunoscut. Pocăința e când îți pare rău, când recunoști și când nu mai faci. Asta e pocăință. Să ne ajute Domnul și pe noi. Amin. Și pocăința are ceva specific. Are ceva general, păi s-o pocăit. O lua boteză, s-o pocăit. Asta e la modul. Dar are ceva specific. Fiecare om trebuie să se pocăiască de râul care este în trâns. Că fiecare are o patimă, o slăbiciune, ca să fie desăvârșit, lasă de ce? S-ar putea să fie aici o doamnă fidelă bărbatului, Doamne ferește, nu insinuăm nimic, harnică, mamă bună, dar să clevetească, să întoarcă vorba, să sară la bărbat cu vorba, taca, 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 în continuu. Ea e bună într-un fel, îi mai trebuie ceva. Să se lese din bârfă. Când dai telefoane, să nu grăiești de toți. Nu? La altă s-ar putea repede, să lasă de un viciu, de asta, de fumat. De exemplu, eu nu m-am pocăit niciodată de băutură. Niciodată nu m-am pocăit. Nici de fumat. Că am îndată 64 de ani, în viața mea n-am tras un fum de țigară. Nu pot să spun, băi, eu de țigară m-am pocăit. Deci n-am avut asta. Ei, dar eu am și eu a mele. Nu credeți că suntem chiar sfinți. E, acele pe care le am eu, acolo trebuie să fiu atent și să nu le mai fac. Să-i, ce ți-ar mai trebui ca să te pocăiești? Ca să fii pocăit. Care-i rău în tine? Care-i slăbiciunea ta? Unii vizionează canale murdare, se uită la lucruri murdare. Te spune, Domnul, nu mă pot lăsa, altul cu jocul de noroc, altul cu multele alte. Odată a venit un tânăr la Domnul Iisus, și o spun, măi, uite asta, am făcut, tăti bune. Și Domnul Iisus spune, un lucru îți mai lipsește și gata, ești bun. Eu te întreb, ție ce lipsește? Identifici lucrurile, măi, în casă eu ar trebui să mă port mai frumos cu nevasta. Poate atâta ți-ar mai trebui ca să fii pocăit. Măi, eu ar trebui să ascult din bărbat, ar trebui să nu mai fur, ar trebui ceva specific. Asta are pocăința. Dar înainte de botez, trebuie pocăință. Dumnezeu să ne ajute pe tăți să ne mai pocăim. Apoi înainte de botez, o citi fratele, scrie Marco, 16:7. Cine va crede și se va boteza. Înainte de botez, trebuie o credință. Și îndată o să vedem dumneavoastră, nu știu cine oficiază, întreabă, Mihai, te cheamă.
Crezi? Pe tine cum te cheamă? Mădălina, tu crezi și ea îți mărturisește credința. Dar cum să botezăm unul care nu crede? Aia crede altul pentru el. La Vipov eu am un prieten, e bătrân, are 80 ceva de ani, dar în vremea lui Ceaușescu era tare bun prieten cu directorul de la combinat. Și a spus, mea Iliuță, ce problemă ai, vin la mine că eu o rezolv, te ajut. Avea cheile de la el de acasă, îi făcea toată treaba. Și odată vine mea Iliuță, bate la secretara, mă duc la domnul director, îl cunoștea. Și când se duce acolo, se trăiești mea Iliuță, ce faci? Domnul director a venit să vă spun că mi-a născut nevastă un băiat. Oh, să spală director, dă mâna, felicitări, să trăiască, așa. Domnul director, am o rugăminte. Hai spune, băi, ce vrei? Aș vrea să-l angajați aici la combinat. Spune, da, măi, să dea Dumnezeu să crească, fac un pic de școală și când bătiei l-am angajat, știi, domn director, am vrea să-l angajați acum, nimic, ca să-i meargă vechimea. Băi, dar mă dau ăștia la zi, mă, cum să-l angajez un copil de câteva săptămâni? Și director spune, ăsta, Nea Iliuță, domn director, dar mă, tale, cum ești creștin de la câteva săptămâni? Să-ți mergi vechimea. De atunci îți merge vechimea ca și creștin. Vedeți că nu e nicio logică? Înainte de botez, trebuie să avem credință. Dumnezeu să ne dea credința asta. Și înainte de botez mai trebuie ceva. 1 Petru 3 cu 21. Icoana aceasta închipuitoare, asta e icoană simbolică, vă mântuiește acum pe voi, care nu este o curățire de întinăciune de trupești, ci mărturia unui cuget. Când intri în apa botezului, trebuie să ai un cuget curat. Că dacă ai păcat în viața ta și n-ai scăpat și nu le-ai rezolvat, nu e mare lucru. Povestea fratele Costică Macoviciu, că era păstor la Iași și-o luat 10 tineri botezul. După ce o lua botezul, mai alb, s-o cânta, s-o predica, o ieșit de acolo, acum se face cina. Când a făcut cina, Domnului spune, scrie așa în Biblie, fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce. Pune-mă din aia 10, când se treacă cu trupul Domnului, unul se jos. Spune-mi, dar el le-a spus în aceia care au luat botezul, voi am ia să luat botezul, voi sunteți curați, nu de voi, de ăștia la zi vorba. Și vede că unul stă jos, îi spune, dar tu nu iei împărtășania? O spune, domnule, nu-s vrednic. Păi cum mai băiete, nu ești vrednic, acum ai luat botezul. Și domnule păstor, hai să spun, eu vorbesc cu o fată de aici, am găsit o studentă pocăită, cu mincioară, știu că pocăită, e corectă, nu umblă așa, și am spus că să-mi fie prietenă. Ea a spus da, dar eu sunt pocăită. Mă pocăiesc și eu, ce trebuie să fac? Vin la adunare și iei botezul. Și eu am luat botezul ca să-mi smărite astea cu mine. Dar acum, când dumitare ai citit așa, m-a cercetat un cuvânt, a spus, bă, eu sunt bun, oi, bă. Asta fata așa e curată, așa e cu minte, are un suflet așa de bun și eu ce fac? Zic, domnule, îmi pare rău, uite, eu de asta mă botez. De aceea spune Biblia, botez în mărturia unui cuget curat, să ne dea Domnul la toți. Amin. Frații mei, vorbea fratele de ei de suflet. Omul, cu asta încheie și el, omul are trei părți, e din trei părți făcut. Duh, suflet și trup. Când moare omul, trupul ducem în pământ. Oricât ne-am aranjat de elegant și ne-am cosmetizat, trupul îl mănâncă verme în secret. Asta e Tatălui. Că din pământ ești luat, strângă preotul când îngropă și în pământ te vei întoarce. Duhul de viață se duce înapoi la Dumnezeu. Mai rămâne sufletul. Sufletul avem împrumutat de la Dumnezeu și trebuie să-l dăm înapoi la Dumnezeu. Eu te întreb, cum e sufletul tău? Recent, povesteam la frați, în ultimul trecut am avut o întâlnire la nivel înalt cu toți reprezentanții din Ucraina, cu episcopii de acolo. Păi oameni buni, mi-au povestit aceea, îmi povestea un frate din Harkov, vorbitor de limbă română.
Ieșem de la adunare și un obuz, cinci femei, le-o sfârtecat unui Dragoș, eu le-am îngropat. Prietenul meu, o căzut bombă în adunare. Dar îmi spunea el, de când a început războiul, s-au deschis 13 biserici, oamenii îl caută pe Dumnezeu. Nu, acum ne bine, suntem darmuși, piulosi, parfumați, avem ce mânca. Da? Dar dacă vin un necaz, s-au deschis 13 biserici, n-au scaune. Și când s-au retras rușii de Harcou, au rămas lăzile de la cartușe și de la obuze și de la rachete. Și oamenii care vin să se pocăiască, stau pe lăzile cele. Mi-au arătat fotografii. Frații mei, ar trebui să-i mulțumim la Dumnezeu. Ce facem cu sufletul? Cum e sufletul tău? Când au trecut, când au vrut evreii să fugă din Egipt, faraonul, asta e sărbătoare, o să vedeți, le dăm flori, le dăm certificate, cântări, dar în Duhul e o luptă. Diavolul nu vrea ca ăștia să se pocăiască. Nu, el vrea să meargă în iad. Că iadul e pentru diavolul. Și acum ei l-au pierdut. Nu știu cum, ce-au făcut oamenii ăștia, Mihai și Madalina, da? Nu știu, dar diavolul i-a pierdut. Dar să știi că e război. Și la început e așa ironie, un pic de bătaie, de joc. Spune, soră, îi de pustia. Eu m-am avut un verișor mai mare cu 7 ani ca mine, trebuia acum să aibă 70 ceva de ani. Nu a făcut armată, un alt de 2 metri, tare, bătăuș. El m-a fi pușcărința. Când intra în crâșmă, tățișeu afară. Măi, o dat Dumnezeu că s-o pocăiți. O luat boteză odată cu mine. Și după ce o luat boteză, s-o îmbrăca și el la costum frumos, o luat odată, dar noi în sat stau bătrâni acolo în cercul pe un scaun și mergea așa el cu Biblia la adunare. O ieșit în bețului din crâșmă, s-a uitat la el, dar și mai temeu încă. Și după ce o trecut vă 50 de metri, strâng unul, bă, Ioane, îl chema Ion Budurovici, te-ai rătățit tu și tu. Și el se întoarce și spune, băi, acolo unde stai tu, eu dormiem noapte, mă trăgeți afară, bă, din crâșmă, dar ai venit odată să-ți spui, bă, Ioane, ai casă, ai pată, ai familie, du-te acasă. Nu ne-ai spus că rătăcit. Că mă vezi îmbrăcat, curat și cu Scriptura în mână, acum am rătăcit, măi. Oamenii ăștia nu se rătăcesc. Asta râde diavolul, râde colegi, râde cine o vrea. Oamenii ăștia l-au găsit pe Dumnezeu. Aleluia! Dar noi am murit bătrânul prezbiter Ieremia, un om pocăit. A făcut pușcării pentru că era pocăit, securiști l-au băgat. Dar la noi în sat era un om voinic, eu dintr-un sat cu oameni răi, care a murit un om și a fost condamnat la 22 de ani de pușcărie, din care a făcut 18 ani. Acum în pușcărie, la Câmpul Lung, s-a întâlnit prezbiterul nostru, era închis pe pocăit și cu criminalul ăsta făcea împletituri de coșuri din uiele. O trecut vreme, au venit acasă amândoi. De omul ăsta, Mierul, îl chema Gheorghiță, era din Stiferești, mare și rău. Când a murit fratele Ion, tăsatul, a murit popa la pocăință, au venit tăsatul, mii de oameni, au venit și omul ăsta, că n-ai un sat acum noi în pușcărie. Și-a predicat cineva de acolo și l-a spus că fiecare om are un suflet împrumutat și trebuie să-l dea înapoi la Dumnezeu. S-a gătit în mormântare. La câteva luni mă întâlnesc cu omul ăsta. Eu eram cu calul, cu căruța de la țară. El trece cu calul pe acolo și oprește el calul și îmi spune, băi, băiete, eu am fost la mormântare la Ion. Băi, ce am auzit eu acolo? Eu m-am dus, am dat bici în cal, m-am dus. La câteva luni mă întâlnesc pe stradă cu el. Eu trecem în colo, el încoace, îmi da bună ziua, el, băi, vine la mine. Dar te mergi de însu. Băi, băiete, eu am fost la mormântare la Ion, acolo m-au văzut că am un suflet împrumutat de la Dumnezeu și trebuie să-l dau înapoi. Bă, tu știi ce ne-am fost eu? Bă, tu știi ce suflet am eu, măi? Bă, de Gheorghiță, mi-am luat curajul, mă, tare ar trebui să-i pocăiești. N-o spus nici la nervos, o plecat. În prima duminică, omul ăsta a intrat în adunare. Noi adunare mare, sute de oameni. O intrat pe mine,
A spus, măi, oameni buni, primiți-mă și pe mine aici, măi, eu sunt rău, mă, primiți-mă și pe mine. N-am adică o gândit, o luat botezul în apă. Păi m-a făcut Dumnezeu ca un mir. Acum noi avem copii de ăștia când mergeau în vizită, mergea la el și el spunea, măi băieți, dar aici cum e? Măi, dai cum și copiii îl învățau Scriptura. Domnul a îngăduit o boală peste el, o sta puțin la pat, la toți care veneau spunea, o să mor. Eu problema cu sufletul meu am rezolvat-o. Eu mi-am rezolvat problema. Și-a murit. Problema cu sufletul tău, că acum ești, cine ești? Numai apasă Dumnezeu, într-o noapte te doare o măsea și nu-ți mai trebuie nimica. Umbli cu apă rece în gură și nu-ți mai trebuie nimica. Da. Ei, eu te întreb, problema cu sufletul tău ai rezolvat-o? Uitați-vă câți nebuni și drogați circulă pe josea, câte accidente sunt, uitați-vă dumneavoastră. Dacă în seara asta mor, și acum spun amin, unde te duci? Unde te duci? Era o mormântare și predica fratele Ion, în ziua judecății Dumnezeu va judeca pe femeile care își omoară copiii. Și când s-a gătit în mormântare, a venit o femeie la poartă mânioasă și l-a pus așa, ba de un, îl scutra. Îi trebuie ce-i spus, așa va fi la judecată, așa va fi mai. Ia pune mâinile pe casă, băi, de mine, dacă e așa, eu nu mai am la ce să mor. Și fratele Ion îi spune, băi, stai să-ți mai citesc ceva. Și citește un cuvânt valabil pentru mine și pentru voi toți. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. El poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Când omul se pocăiește, pocăința aceea de care vorbeam, îi pare rău, capătă credință în Dumnezeu, are un cuget curat, îl botezăm în apă și e bun pentru veșnicie. Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Amin.